Salutare, oameni buni! Bine ați revenit, bă, la cariera mirobolantă cu Forest Green. Am făcut aici echipa pentru meciul cu Leicester. Avem jucători destul de ok în teren, mai puțin Prado, la care debutează. De altfel, Sony acolo în centru apărării. Mulți jucători foarte, foarte obosiți pentru că avem acest program extraordinar. Meci, pauză, meci, meci, pauză, 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 meci. Și bine că terminăm, probabil, poate vom fi eliminați din FA Cup, n-ar fi prea plăcut, aș vrea să trec de ăștia în simulare, chit că vom juca cu echipa de... o a treia echipă, ce dracu, echipa de rezerve e bună, dacă o putem băga în meciul ăla. Oricum, meci important cu Leicester, care se află pe locul... pe 15, ăștia sunt pe 15, am jucat data trecută cu Watford, care era pe 14 și n-am reușit să înscriem niciun gol, s-a terminat 0-0. Da, avem însă Telin în teren, avem Haaland. Haaland și Telin, eu zic că este combo-ul perfect pentru o victorie uriașă, așa că haideți să începem primul meci de astăzi, bă. Și uitați să pizdiți și voi butonul de like, nu m-ați zic atât, atât. Vidal, bă, titular, chiar dacă este obosit, Crowley însă este cel mai distrus de marea oboseală care s-a bătut asupra echipei noastre. Îmi zicea cineva că, în comentarii, că trebuie să am un lot până la urmă de vreo 40 de jucători în Premier League. Și are dreptate, pentru că uitați-vă și voi cât de greu ne descurcăm aici. Prindem meciuri din astea, mai ales că avem și competiție europeană, cu capul nu dă nimeni acolo. Oricum, începe destul de bine cu o semi-ocazie, aș putea să spun. Aș îndrăzni să spun chestia asta, poate că. Arsenal văd că e în formă bună și revine, însă au 27 de meciuri, nu avem numai 25 și abia sunt pe locul 8. Bă, vai de curul lor, bă. Nici cu câteva meciuri în plus, acolo Minaia, să vedem, șut bară, corect. Păi cum dracu nu? Cum să nu începe clasic Hristosul, bă, de joc? Extraordinar, îmi place foarte mult jocul ăsta. L-aș juca și în somn, n-aș mai dormi. Dacă aș putea, n-aș mai dormi. Aș juca până aș muri jocul ăsta. Să vedem unde o putem da. Pasă bună către Haaland. De Santis foarte dezamăgitor în partida cu Inter. A ratat acolo ca ultimul drujbar. Trebuie să ducă acolo foarte bine. Este De Santis, era minge perfectă pentru Telin. Însă se bagă De Santis în față. Genial. Uitați-vă cât de liber era Telin acolo, putea să facă preluare să șuteze. Însă lasă cât de Santis, foarte că el știe, este mare jucător el. Doamne, ce mare jucător este el, ne place de el foarte tare. Bine, Telin, bună pasă, și acum este Haaland. Încercăm un finez direct în blocaj, trebuie să o devieze, că e mare și prostău. Și este, bineînțeles, ratare uriașă pentru Vidal, care a prins un șut bun totuși. Nu mai este și Michael la ăștia în poartă, se pare, poate îl ține rezervă. Habară Sony acolo cu capul, aproape, bă. Aproape, n-a fost rău, ne scurcăm destul de bine cu echipa asta. Bine, ar fi și cool, avem Telin la dreacu și Haaland, care au fost cam cei mai buni în sezonul ăsta. Elder, pasă bună, Sterling se opune, este Haaland însă, Weigl este și el bun la cam, n-ai cum. E greu, bă, e greu versus Weigl. Soyuncu, bine, acolo, De Santis, ce recuperare rapidă, bă. Mă așteptam bine că faci spin-ul, cum ți-am ordonat acolo așa din controller. Trogloditul, dracu. Este Prado aici, minge către De Santis. La Telin aș fi vrut, sau la Haaland, dacă s-ar fi putut. Însă De Santis joacă mai prost decât Prado, ca de obicei. Deci, până și Prado ăla de 60 overul joacă mai bine decât De Santis în acest început de meci. A fost el de căcat defensiv, Prado, însă ofensiva a dat pase, adică și-a făcut treaba cât a putut și el. O, ce minge lungă, de ce e liber Barrios și de ce este gol? Apărarea mea ce-a făcut? Pot să știu și eu ce, unde dracu mi-era apărarea? Ce s-a întâmplat aici, bă? De ce era liber? Unde? 1-0 pentru Leicester. Corect! Că de ce să n-avem pasă proastă aici? Copiii pădurii sunt mai tâmpiți ca niciodată. De ce dracu să nu se întâmple chestia asta? Va trebui să ne bazăm oare pe cupă? Asta îmi spuneți voi mie? Din nou trebuie să încercăm să câștigăm FA Cup-ul? Ca să avem și noi o șansă să ne calificăm iar în Europa League. De Santis, bară normal, Telin, gol în sfârșit. Doamne ferește, mă. Dacă și acum se termina cu o bară și atât, muream aici să-mi bat picioarele, că nu mai pot. În ultima vreme, bara asta mi-a mâncat viața și în Weekend League și aici. Doamne ferește, dar oricum De Santis este și ghinionist, bă. Joacă el ca un căcat, dar e un căcat ghinionist totuși. Dă foarte mult în bară, cred că a dat cele mai multe lovituri în bară în cariera asta. Nu mă așteptam să fie atât de bun, către le pasa lui Matei. Nu prea mi se demarcă jucătorii, se duce Telin, nu cred că a fost offside aici, n-a fost, centrarea e bună. De Santis cu preluarea de handicap mental. Ca de obicei, De Santis este pe lista neagră alături de Vinicius, Robert și Van Vin.
N-avem ce să facem. Și este corner acum. Ciamulera sau ceva de genul. Opa, intră. Ăla era Vardy cumva, nu cred, nu? Ce intră? Da, intră, nu se va cu Vardy, dar ok, Vardy. Ok, Vardy. Este mingea noastră. Bună minge, Matei acum. A, Thomas, nu știu care Thomas e ăla. Șutul lui Matei și este în sfârșit gol. Pasă de la experiența lui Vidal. Vine golul. Matei înscrie cu un super fines. Bă, până la urmă reușim să conducem în meciul ăsta. Blestem, a, două goluri, bă. Două goluri. Sunteți nebun la cap într-un meci. Frumos acolo, lăsat liber. Au combinat bine, au combinat bine băieții mei aici. Au chiar, e, n-ai cum să compar, bă, Matei cu Van Vint și cu Robert. Nu e ok, nu e bine, cu capul acolo sare Jerimina și respinge pericolul. Trebuie să ținem acum de posesie Prado, știi ce e de făcut. Bun, Haaland, haide, haide acolo, se duce Matei foarte bine, mai trebuie să mai ținem un minut jumate de minge și totul să fie ok. Pasă către Haaland, acum la Telin, Telin cu șutul și am crezut că este gol. Vai de cap, mi-am crezut că intră în poartă mingea asta, ocazie uriașă în coata. Merge bine echipa pe final. Merge foarte bine echipa mea pe final, îmi place. Probabil pentru că și ăștia s-au aruncat un pic la atac și au lăsat spații mai mari prin apărare. Însă la golul 2 nu prea au fost spații, au avut noroc. Este final și câștigăm cu Leicester, bă, 2-1. 2-1, au încercat ăștia să ne distrugă aici. Am întors de la 1-0, câștigăm. Câștigăm după două goluri, destul de ok. Ăsta are handicap un pic și întoarce din cap, nu-i nimic. Însă din nou dezamăgit de De Santis. Două șuturi au avut băieții ăștia, un gol, eu 10, 3 pe poartă și două goluri. Mateu în meciului fără doar și poate băiatul ăsta a fost impecabil. Haaland la fel a jucat și el foarte bine, bă. Chit că n-a dat gol sau pasă de gol. Telin la fel, foarte bun și el. De Santis însă dezamăgirea episodului până acum, din nou. Deși a avut 7.5, n-a fost atât de rău ca notă, da. Vine simularea cu Middlesbrough aici în runda a 5, am văzut bine, este rejucare, am făcut 1-1 în tur, mă rog, în tur, că nu-i tur, în primul meci și hai să vedem ce facem acum la ea acasă, avem echipă destul de bună în teren, însă sunt foarte obosiți jucătorii. Chapman înscrie pentru ei 1-0 pentru Middlesbrough, evident, păi cum dracu, vreau să trăiesc meciul ăsta. Van Vint se rupe, genial, Vargas 2-0, hai să dăm repede schimb că nu mai pot, 3-0. Ne bate Middlesbrough cu 3-0 la ea acasă, echipă de Liga a doua, absolut fantastic, îmi place jocul ăsta de măcac pe mine. Eliminați din... FA Cup, ne mai rămâne doar campionatul, suntem la un punct însă de locul de Europa League. Van Vint va lipsi 3 luni! Haha, extraordinar, după ce că n-am lot, se mai rupe un jucător, genial, chiar dacă e unul de căcat. Și nici nu va crește, asta e problema, pentru că dacă mai creștea, mai scuteam și niște bani pe el. Veste bună, oameni buni, West Ham s-a încurcat, au făcut doar un egal în etapa aceasta și dacă o să câștigăm cu Newcastle, trecem în sfârșit pe locul 5, loc de Europa League. Doamne, nu pot să cred. Deci cum am început sezonul ăsta, cât de prost am putut să jucăm, ci revenim acum. Jucăm cu această echipă din nou oposită, cadra cu Crowley, Sonny, Mina, Sterling, Max în poartă. De Santis alături de Digby ca și CDM, Stan revine ca și Cam, Robert, Matei și Haaland în atac din nou. Pentru că a avut timp să odihnească, Telin a fost rupt de oboseală și n-a putut să joace în meciul ăsta, din păcate. City se pare că din nou pe primul loc, adică e ca în realitate pe aici, cu City doar două înfrângeri pentru ei. Joacă foarte bine, nu aștept meciul cu ei, atât a pot să vă spun. Oricum, începe meciul, oameni buni, și hai să sperăm la o mare victorie. Cam match acolo, le cumva Dolberg, am văzut bine. Mamă, cred că a ajuns la un overall foarte bun. Mă așteptam să recuperăm atât de repede. Matei din nou titular. Sper să facă din nou meci mare, pasă de viată, cred. Nu ajunge Robert pe asta nici să-l plătești. Asta e că îl plătim, ca să ajungă la mingea aia. Și nu o face. Haaland întoarce frumos, Haaland cu șutul și apără Ryan. Ocazie mare, bă, începem bine, Matei, recent... Treapa a fost? A, offside, ok, nu mă așteptam. Lăbus rău de tot al nostru De Santis. Însă n-avem cu cine juca, trebuie să jucăm cu el. Bine, trebuie să-l antrenăm și la calități defensive. Poate CDM o să fie bun atâta timp cât o să facă niște puncte acolo în tackling-uri. O, ce pasă bună! Este stun în sapără Ryan încă o dată! Bă, că cam aș pe de Ryan. Că nu pot să prind un șut cu dreptul, cu stun sau cu... Cineva mina cu capul, prinde Ryan încă o dată. Aie. Ocaziile vin, bă, însă nu vine golul, ca de obicei. Ocazia avem, este fault pentru noi. Faultează un troglodit pe acolo. Jerimina pasă către Sonny și acum să se ducă De Santis să dribleze, sper.
O, ce pasă pula lui de Santis în sfârșit face ceva super pasă către Haaland, care scrie, bă, ce ne mai trebuie nouă sta în vârf? Ne trebuie nouă sta în vârf când e Haaland vârf? Cel mai bun atacant, cel mai bun atacant de care e omul nostru. Fără doar și poate. N-ai mă cum. Superbă pasă însă, am driblat acolo cât am putut, super pasă. A jucat-o bine de Santis, s-a simțit frumos, pasă s-a dus fluent. Foarte tare, foarte, foarte tare de Santis, în sfârșit face ceva. Și înscriem, ne îndeplinim obiectivul, gol înainte de pauză, bă. Dolberg și Voland, jucător foarte bun, Delin, super recuperare. Delin încă e bun, mă. Robert acolo cu finesul, bară, gol, asta e bara pe care vreau să o văd. Copiii pădurii, 2-0 cu Newcastle la ea acasă, bă. Și mergem pe loc de Europa League, asta e, mă. Asta mi-am dorit de la acest episod, ce revenire. După eșecul din Europa League, ei bine, de asta aveam nevoie. Super gol de la Bob. Bob o pune perfect, este șutor bun cu ambele picioare. Poate, poate Bob să rămână la echipă, zic eu. Final de meci, oameni buni, câștigăm, bă, câștigăm două meciuri din două astăzi. Asta e, mă, asta e, mă, asta mi-am dorit. Câștigăm 6 puncte atât de importante în campionat. Păcat însă că am pierdut în FA Cup, dar ne vom lupta. Asta ne va ambiționa să ne luptăm în campionat. Mai mult de asta am vrut să și simulez acolo și să pierd. Robert, mare, mare... om al meciului ce a primit. Matei 6.6, numai mie mi s-a părut destul de ok. De Santis are și el 8.5, a jucat bine, a dat o pasă de gol și în rest a fost destul de ok, sincer, n-a fost atât de rău. Lupu 68 overall, l-am pus pe De Santis la 2 din astea și pe Robert l-am reintrodus aici după meciul ăsta. Mi-a dat încredere în el, bă, și dacă face niște ball control, niște viteză pe acolo o să fie destul de bun, zic eu, băiatul ăsta. Încă ofertă pentru Pucino, deși cu vechea echipă nu s-a înțeles, evident. Mi-a ieșit cineva în comentarii că nu se înțelege pentru că e echipa prea mică pentru nivelul lui, mă, vezi, doamne. Posibil să fie și chestia asta, dracu știe, dar până la urmă mai contează. Noi acceptăm dacă se duce undeva bine, dacă nu, nu. Ne putem apropia la un punct de United dacă o să-i batem în meciul următor, în episodul următor, în etapa următoare, evident. Hai să vedem care treaba. Oh, și cu Chelsea după, uitasem. Mamă, ce episod vine data viitoare. United și Chelsea, să sperăm că tot o să fie bine și că o să avem un pic de noroc în meciurile astea, pentru că avem nevoie după aia. Mamă, mai vine un episod teribil. Suntem bine în campionat, 2 victorii din 2 astăzi. Data viitoare, super episod cu United și cu Chelsea, însă Telin este ales jucătorul lunii februarie. Pe bună dreptate, băiatul ăsta a fost fantastic. Bun, cam atât pentru astăzi, oameni. Nu uitați să lăsați și voi acolo un mare like, să se facă cât mai multe pentru a susține seria. Dacă vă place seria, go like. Aia am avut de zis, atât. Cam atât, oricum, ne auzim. Să aveți o zi extraordinară. Like, comment, subscribe și toate cele. Ciao, les.